După cum ne-am obișnuit în fiecare an, descoperim un nou telefon de gaming, iar Republic of Gamers nu se dezminte și în 2021 aduce pe piață ROG Phone 5. Este subiectul acestui scurt unboxing pe canalul ROG România pentru a vă arăta ce cuprinde cutia lui ROG Phone 5 și principalele accesorii pe care le aduce. Dacă în trecut aveam cutii cu forme ciudate aparte care se deschideau destul de complicat, acum avem o cutie sub forma unui paralelepiped dreptunghi care se deschide precum o carte. Dăm această copertă la o parte și descoperim o grafică anime cu unul dintre personajele Republic of Gamers, e vorba de Akira, care ne va oferi câteva surprize dacă îl vom scana, pentru că e parte dintr-o realitate augmentată. Primul lucru pe care îl scoatem din cutie este un plic dreptunghiular pentru cei care îndrăznesc. E sloganul ROG și aici descoperim un set de autocolante pentru fanii Republic of Gamers pe care și le pot lipi fix acolo unde doresc. În acest plic avem și o husă, pentru că ne-am obișnuit de fiecare dată Asus pune în cutie o husă. E una din plastic dur, din câte îmi dau seama, care are decupajele ce lasă anumite elemente ale telefonului să fie vizibile și accesibile și atunci când o veți monta. Scopul ei pentru a proteja marginea, rama, care e o ramă metalică a telefonului, veți vedea. Prin urmare avem decupaje pentru însemnele ROG, pentru sistemul de camere pe care îl vom descoperi imediat. Tot aici avem o cheiță pentru a deschide sertarul cu cartelele SIM. E una sub forma ochiului ROG pe care scrie Republic of Gamers. E plăcut să vezi că totul este legat într-o identitate vizuală ROG. Și ajungem la telefonul în sine, care se ridică foarte simplu, trăgând această folie de celofan. Nu vom porni momentan telefonul, lăsăm un pic deoparte pentru a continua explorarea cutiei. Și pe acest carton avem câteva informații de cum trebuie să scanăm acest grafic pentru a ajunge într-o aplicație cu realitate augmentată, pornind de la Armory Crate și scanând cu camera această imagine. Iar aici, la final, avem cablul, care este un cablu texturat textil USB-C deconectat la adaptor. Adaptorul ROG e probabil cel mai mare adaptor ROG pe care îl văd până acum la un telefon. Emblemă ROG, doar această interfață USB-C pentru a conecta cablul, care mai departe va ajunge la telefon. Este mare pentru că va încărca foarte repede o baterie de asemenea mare. Este de 65W, ceea ce înseamnă că ROG Phone 5 se va încărca mult mai repede decât generațiile anterioare. Aceasta fiind cutia, o lăsăm deoparte pentru a trece la telefonul ROG Phone 5. Nu este un telefon chiar ușor, cântărește 238 de grame, acest lucru rezultând din densitatea mare de componente din interior și din faptul că are o baterie foarte mare, cu o capacitate de 6000 mAh. De fapt, ce zic, are două baterii a 3000 mAh, amplasate de o parte și de alta plăcii de bază. Despre acestea vom vorbi mai mult într-o prezentare. Revenim la inspectarea vizuală a acestui telefon. Are colțurile rotunjite. Sticla de pe spate este una Corning Gorilla Glass 3 pentru a proteja spatele, iar pe față avem o nouă variantă a sticlei de protecție la Corning Gorilla Glass Victus, care este mult mai rezistentă, protejând ecranul contra spargerii la cădere accidentale de la 2 metri și e de 2 ori mai rezistentă la zgrieturi comparativ cu Gorilla Glass 6 de pildă. În timp ce el își face configurarea, să spunem că avem o cameră frontală de 24 megapixeli pe față pentru convorbiri, iar pe spate avem un ansamblu cu 3 camere. Cea principală are un senzor Sony IMX686 de 64 megapixeli, avem o cameră wide și una de macro. Ansamblul acesta foto e însoțit și de un blitz. Pe spatele de sticlă al telefonului, în spate lucios, avem emblema ROG formată din pixeli pe această textură din spate anime și informații despre brandul ROG
înființat în 2006, emblema ROG și generația 05 de la numele telefonului evident ROG Phone 5. În configurare, telefonul ne solicită stabilirea unei amprente, a recunoașterii faciale cu camera sau unui PIN. Momentan nu suntem interesați de acest lucru, vrem doar să vedem telefonul, cum arată interfața. Și ne mai întreabă dacă vrem să configurăm AirTrigger-ele, acele butoane virtuale de pe cantul telefonului cu senzori haptici care preiau comanda tactilă foarte rapidă în diverse jocuri. Putem configura până la 18 comenzi în jocuri, iar de această dată se pot configura acțiuni și în afara jocului, dacă cumva telefonul este orientat în modul portret. La finalizarea configurării inițiale a telefonului avem de ales între o temă clasică și cea ROG default, pe care vom continua. Setup-ul e complet. Am pornit telefonul și un personaj în universul ROG ne spune bine ai venit. Ne felicită evident pentru achiziție și acest personaj pe numele lui Akira ne invită să alegem designul pachetului. Aici aflăm că există de fapt 3 tipuri de ROG Phone. După ce am identificat tipul cutiei și anume cutia lui ROG Phone 5, varianta simplă și nu varianta Pro sau Ultimate, vom scana interiorul cutiei și să vedem ce surpriză avem. A recunoscut prima imagine. A doua. A treia. Ne indică să trecem la fiecare comic, la fiecare frame. Am descoperit și sabia și ultimul. Aici este Akira care ne spune play. Întoarcem telefonul în modul landscape pentru că e un telefon optimizat pentru modul landscape. Intrăm aici într-o zonă interzisă cu Akira. E o călătorie virtuală pe care Akira a realizat-o după ce tu ai scanat. Aceste animații ne-au trimis în universul lui Akira, pe care doar ce l-am văzut. Vom continua explorarea telefonului. Ne întoarcem la telefonul fizic. Analizăm încă o dată ecranul principal. Un ecran care se întinde pe aproape toată suprafața telefonului, are o diagonală de 6,78 de inci cu un raport de 20,4:9, o densitate foarte mare de pixeli, ceea ce îi conferă multă claritate, dar până la claritate vei fi uimit de intensitatea luminoasă, de luminozitatea acestui ecran. E un ecran AMOLED fabricat de Samsung special pentru ROG Phone 5 cu 144 de Hz. Ecranul are niște rame foarte înguste, iar cadrul acesta metalic are pe partea, pe muchia dreaptă, 2 senzori haptici care preiau comenzi tactile. Pe întregul senzor sau pe jumătate putem stabili 18 tipuri de comenzi în jocuri și nu doar în jocuri. Avem butonul de volum și butonul de oprire, pornire sau blocare, deblocare. Pe partea cealaltă, aici găseam înainte un conector dublu cu un USB prin care conectam acel ventilator extern. De data aceasta, aici avem o schimbare, și anume un port USB-C, e vorba de un USB 3.1, generația a doua, și o altă interfață cu 5 pin pentru a conecta acel ventilator. Tot pe această muchie avem și sertarul pentru cele două SIM-uri. Îl vom scoate să vedem ce fel de SIM-uri folosește. Telefonul este dual SIM și folosește două cartele nano, fiecare fiind amplasată pe o parte și alta. Deci nu mai avem acel sertar lung, ceea ce înseamnă că s-a optimizat foarte bine spațiul interior. Fiecare SIM vine pe câte o parte a acestui sertar. La bază pe muchii avem jack-ul audio combo pentru căștile cu microfon și avem încă un USB-C. E vorba de un USB 2.0 care e folosit pentru încărcare. Avem Quick Charge 5.0 și Power Delivery 3.0. Pe spate, ochiul ROG este iluminat evident și vom putea seta această iluminare și efectul iluminării din aplicația
de control panoul Armory Crate. Avem butonul principal pe tema default, care ne deschide biblioteca de jocuri, evident goală acum, dar intrăm pe consolă. Și aici noi vedem profilul actual, unul dinamic. Avem și profilul X-Mode, care este cel mai puternic, care ne oferă maximum de performanță din partea acestui telefon, evident în detrimentul bateriei și al autonomiei. Aici putem edita iluminarea de pe spate, alegem culoarea dorită și luminozitatea. Și aici avem un preview. Ducem la maxim, vedem cum arată. Deci e foarte luminos pe albastru și efectul e de strobing. Poate să fie static, poate să fie un ciclu de culori, o cometă, să fleșuiască, curcubeu. De aici putem configura iluminarea de pe spatele telefonului. Evident, putem să dezactivăm iluminarea dacă cumva vrem să fim mai discreți. Viteza ventilatorului. Înainte de a stabili viteza ventilatorului, avem nevoie de ventilator pe care nu-l găsim în cutie pentru că el vine independent într-o cutie mai mică. Acesta e ventilatorul AeroActive Cooler 5, care cuprinde un ventilator. Avem ceva să deschide aici. Avem și un picioruș. Cum se montează? Imediat ce l-am prins, a și detectat. Și el acum poate sta în modul landscape pe masă cu ajutorul acestui picioruș. După ce am cuplat acest ventilator, ne întoarcem în Armory Crate la consolă pentru a configura viteza lui. El pleacă de pe la 24 de decibeli până la vreo 32 decibeli în funcție de turații. Avem posibilitatea de a stabili varianta low, două intermediare și una high, sau de a-l pune pe auto și atunci el va configura automat viteza acestui ventilator. În momentul în care l-am cuplat, avem iluminarea de pe spate. Aici nu este lumină, e doar o textură colorată în spatele acestui picioruș. Acest ventilator extern nu e singurul accesoriu de care puteți profita dacă vă cumpărați ROG Phone 5. Avem și căști, căștile ROG Cetra 2 Core. Sunt căști cu audio jack de 3,5 mm, orientat la 90 de grade, cu mai multe dimensiuni de dopuri pentru urechi în funcție de dimensiunea fiecărui utilizator, cu control de volum pe fir. Vom vorbi despre ele în prezentarea generală a acestui telefon. Momentan am decis să facem doar un unboxing. Alte accesorii. Kunai 3, optimizat pentru ROG Phone 5, este un alt accesoriu pe care repede îl desfacem. Avem aici o cutie, un clip, iar în aceste cutiuțe avem cablul USB tip A la USB-C, o altă cutie ne oferă doar un manual și mai avem o laterală și aceasta e sigilată. Da, aici este frame-ul pe care prindem telefonul. Iar în această cutiuță avem Kunai 3. Kunai 3, similar cu cel anterior. Putem folosi controllerul, fie în varianta aceasta mai mică, fie cuplând la această ramă care include în mijloc telefonul. Dacă punem telefonul pe masă, cum e în cazul acesta, putem să-l folosim așa. Dacă vrem, îl punem în ramă, îl vom folosi în modul landscape, ținându-l în mâini. Despre Kunai 3, despre telefon, căști și ventilator vom vorbi pe larg în prezentarea telefonului. Un telefon de top, cel mai puternic, cu Snapdragon 888 5G, cu Adreno 660 overclockat, o grafică care îți permite să te joci în cele mai bune condiții pe acest telefon, beneficiind de cel mai bun ecran de până acum instalat pe un ROG Phone, tactat la 144 de Hz, cu un răspuns prompt de 24 de milisecunde și cu 300 de Hz touch sampling rate. Ai văzut așadar ce cuprinde cutia lui ROG Phone 5, ce accesorii avem pe piață,
și anume ventilatorul, căștile ROG Cetra 2 Core, cu Kunai 3 optimizat pentru ROG Phone 5. Despre toate acestea pe larg vom pregăti o prezentare aici pe canalul ROG România, la care te invit să te abonezi pentru a afla atunci când o vom face publică. Rămâi aproape, îți mulțumesc pentru atenție și dacă ai întrebări legate de ROG Phone 5, scrie-ne un comentariu, iar noi vom căuta să-ți răspundem cât putem de repede. Pe curând!